Bun, deci să înțeleg că-i stricat ceva la mașina de spălat. Când ați constatat asta? Când am văzut-o pentru prima dată, am înțeles că nu e viața fără pată. Păi na, asta e. Electrocasnic, să mai stric asta. Câți ani are mașina de spălat de când ați cumpărat-o? Ia 20 și un pic de ani. Păi mai bătrână ca mine mașina asta. Păi doar nu vreți să fie ca la început acum. La început parcă totul era bine. Păi dar normal că era bine, doar era nouă. Problema e că nu știu dacă se poate repara sau dacă e stricată de tot. Sigur tu n-ai cum să știi că... Ba s-ar putea să știu. Cumva iubita dumneavoastră a băgat ceva de metal în ea? Acum am înțeles, e o greșeală. Păi e mare greșeală. Ia să-i dați un mesaj să o întrebați dacă așa e. Ce zice? Spune că vrea să fugă de tine. Păi dacă așa face generația tânără, fuge de responsabilități când strică câte ceva. Mă frustrează că nu știu ce are, de ce-i stricată. Nu știu care-i mai frustrat. Păi vă cred și pe dumneavoastră că sunteți frustrat. Stați cu hainele murdare. Dar nici bani n-aveți să vă cumpărați alta nouă, nu? Eu pentru tine poate sunt sărac. Stați liniștit, nu-i problema. Haideți să vă poate rezolv. Cred că e o piesă la tambur, dar trebuie să o cumpăr că pe asta nu am. Tu cumperi tot, dar n-ai nimic cu adevărat. Am, dar n-am pentru mașina asta de spălat. Hai să vedem acum cu ce o să te alegi. Cu ce să mă aleg? Cu bani, evident, doar nu vă repar pe moca. Hai, pregătiți 250 de lei, că atât face. Și mai repede că mă grăbesc. Când nu ești cu ea.